HC Vaslui dă piept sâmbătă de la ora 12:30 cu HC Buzău, una dintre cele mai modeste echipe din campionat, cele două formații fiind despărțite în clasament de 18 puncte. Misiunea vasluienilor este una ușoară, dar antrenorului Handball Club Vaslui, Leonard Bibirig, le-a cerut jucătorilor să trateze fiecare meci cu seriozitate. Înaintea acestui meci, Vasluiul se află pe primul loc în clasamentul Seriei A cu 24 de puncte, în timp ce adversara sa de sâmbătă, Handball Club Buzău, este pe locul 10 cu doar 6 puncte. În etapa precedentă, Buzăul a pierdut pe teren propriu 19-32 cu CSH Telorman Alexandria. Unul dintre cei mai buni jucători ai Vasluiului în această stagiune, Marius Ignat, recunoaște că cele mai importante meciuri vor fi cele împotriva celor de la CSM Călăraș și Știința 2 Bacău.